Anchetă de proporții la 11 firme contractate pentru întreținerea străzilor din capitală, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții la societățile respective. Regii asfaltului sunt suspectați de trucarea unor licitații pentru întreținerea drumurilor. Teodora Trandafir este la Ministerul Transporturilor și vine cu detalii. Teodora, te ascultăm. Bună ziua! Consiliul Concurenței suspectează că reprezentanții celor 11 firme de întreținere și asfaltare se înțelegeau între ei pentru a câștiga licitațiile. Mai exact, cel care trebuia să câștige o anumită licitație se prezenta cu cel mai bun contract, mai exact cu cea mai mică sumă. Ei bine, în momentul în care urma o altă licitație și se prezenta și la acea licitație, venea cu prețul un pic mai mare, astfel încât cel căruia îi venise rândul să câștige licitația respectivă. Reprezentanții Consiliului Concurenței au efectuat controle inopinate la aceste 11 firme și au controlat atât documente cât și e-mail-uri. Ei bine, dacă ne gândim la faptul că parte din aceste 11 firme au contracte și cu compania de autostrăzi, ei bine, doi dintre proprietarii acestor firme, este vorba despre Dan Besciu și Flora Diaconu, au încheiat și în 2008 contracte de întreținere și asfaltare. Ei bine, am văzut efectele acestei munci pe care au depus-o în ultimii ani, chiar și în ultimele zile la dezăpezire, când toată România a fost blocată zile întregi. Ei bine, și ministrul transporturilor, Alexandru Nazare, a dispus un control amănunțit al acestor contracte încheiate în 2008. Să nu ne bucurăm însă că cei care vor fi declarați vinovați, vor fi și pedepsiți foarte curând, deși în cazul anchetei Consiliului Concurenței, amenda pentru fiecare firmă ar putea ajunge la aproape 10% din cifra de afaceri. Asta pentru că toate aceste anchete ale Consiliului Concurenței sunt de foarte lungă durată. Ne amintim doar ancheta referitoare la prețul combustibililor, care a început în 2005 și nu s-a finalizat nici măcar până astăzi. Teodora, mulțumesc! Proteste